Slăvit să fie Dumnezeu pentru că ne ascultă rugăciunile. Stimată Biserica a Domnului Iisus, o să citim în momentele următoare textul din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, intitulat de Cornilescu, tânărul bogat, respectiv versetele de la 17 la 27. Citim pentru slava Domnului și vă cer din respect pentru stăpân și cuvântul său să vă ridicați în picioare. Marcu 10, începând cu versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Mai lesne să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Permiteți-mi încă o dată să vă salut, să vă spun bun venit, în mod special celor care ați ajuns mai târziu. Suntem bucuroși că ați ales să fiți prezenți în sanctuarul Bisericii Betania în această duminică de 17 noiembrie, toamnă târzie, și ne bucurăm de dumneavoastră, de perspectiva sufletului de a fi mântuit și maturizat prin prezența Domnului, a Cuvântului și a Duhului Său cel Sfânt. Ne bucurăm de familia Marin, de sărbătoarea dânșilor, de rude și de prieteni și ne bucurăm de fiecare dintre dumneavoastră. Înainte să ne rugăm, așa cum a făcut și Domnul Iisus, pentru fetița dumnealor, o să rostim un cuvânt de predică din Evanghelia lui Dumnezeu, un cuvânt de învățătură, în mod special pentru părinți și, de ce nu, pentru noi toți. Cu ocazia prezentării acestei predici, am intenția să surprind că spiritul în care un copil este crescut și educat devine dominant în viața lui atunci când ajunge adult. Calitățile și defectele pe care copilul le descoperă în viața părinților devin în mare măsură calitățile și defectele personale când el ajunge adult. Oamenii sunt ființe influențabile, mai cu seamă atunci când sunt copii. Primele trei evanghelii dintre cele patru prezintă împrejurarea în care Domnul Iisus Hristos se roagă pentru copiii aduși la El de către mamele lor. Mai mult de atât, Domnul îi ia în brațe, își pune mâinile peste ei și îi binecuvintează prin rugăciune. Apoi face o afirmație care îi pune în uimire pe toți oamenii prezenți și spune El: Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Și o să vă rog să aveți Biblia deschisă și să observați că înainte de versetul 17, de unde noi am început să citim, între versetele 13 și 16, este prezentată întâmplarea în care mamele cu copii mici vin la Domnul Iisus și îl roagă să-i binecuvinteze. El îi ia în brațe, își pune mâinile peste ei și se roagă. Și Biblia ne spune că în momentul acela a venit un om din mulțime la el.
Nu vom înțelege niciodată dialogul dintre tânăr și Mântuitorul decât atunci când vom înțelege că cuvintele spuse de Domnul Iisus mamelor și publicului, după ce s-a rugat pentru copii, l-au motivat pe el să alerge la Domnul, fiindcă Domnul după rugăciune s-a hotărât să plece din zona aceea. În clipa în care Mântuitorul Iisus Hristos face afirmația aceasta către mamele care au adus copiii pentru rugăciune, din mulțime a alergat un om, un tânăr bărbat, care a cerut de la Domnul Iisus viață veșnică. Ce anume l-a motivat pe el din spusele Domnului să ceară viața veșnică? Faptul că Domnul a dat binecuvântarea? Faptul că și-a pus mâinile peste ei? A asociat el lucrurile acestea cu viața veșnică? A văzut el în Mântuitorul Iisus Hristos pe Dumnezeu care poate ierta, binecuvânta și oferi viață veșnică? De ce a alergat? Numai pentru faptul că Mântuitorul urma să plece? De ce n-a venit înainte de intenția Domnului să plece? Afirmațiile Mântuitorului și gestul de punerea mâinilor de rugăciune și de proclamarea binecuvântării peste copii aduși de mame la el l-au motivat pe el să vină repede la Domnul și să îl întrebe despre viața veșnică? Întâlnirea dintre Mântuitorul Hristos și acest tânăr este una dintre cele mai celebre întâmplări din Noul Testament. Privind la alegerile pe care el le face, la cele spuse, înțelegem faptul că defectele și calitățile cultivate în copilărie devin dominante și evidente în viața de adult. De obicei, atunci când predic la binecuvântare, aleg un text din Biblie care vorbește despre părinți și un copil. De data aceasta, am ales un text care vorbește despre un tânăr fără părinții lui, fiindcă nemai fiind copil și de data aceasta un tânăr bărbat, el era fără părinții lui, dar este urmărit de influența părinților în copilărie. Și ceea ce vreau să surprind acum este în ordine inversă. Nu mai vorbesc despre copii și perspectiva educației, ci vorbesc despre comportamentul unui tânăr și privind retrospectiv la influența părinților din copilăria lui. Că ceea ce vreau să spun în această dimineață prin predica aceasta este ceea ce deja am anticipat. Faptul că spiritul în care un copil este crescut devine dominant atunci când el ajunge adult. Pentru că copilul este urmărit de influența părinților prin spuse și exemplu personal, adică prin educație și prin felul în care părinții trăiesc în prezența lui. Familia este un mediu de hrănire, precum bucătăria e un loc unde oamenii se hrănesc pentru trup, familia este un loc de hrănire pentru spirit, adică pentru duh, pentru suflet. Familia este locul unde se educă copiii. Privind la alegerile acestui tânăr, spuneam, aș vrea să surprindem câteva aspecte folositoare pentru noi în calitate de părinți și bunici. Uitați-vă la text și haideți să privim împreună la felul în care evanghelistul prezintă desfășurarea dialogului dintre Domnul Iisus, abordat de acest tânăr bărbat care vine în grabă la el, în urma gestului binecuvântării și a afirmațiilor legate de binecuvântarea copiilor aduși de mamele lor. Primul lucru pe care o să-l prindem, Hristos vede pasiunea tânărului. A alergat la el un om. Fiind un tânăr bogat, ne imaginăm faptul că părinții lui nu au ajuns bogați peste noapte și au fost niște oameni harnici, au avut o afacere prosperă și l-au crescut pe acest băiat să fie harnic, să fie dinamic, să fie punctual, să fie serios și în felul acesta să atingă performanță profesională, devenind eficient în tot ce face. Probabil că a fost învățat de părinții lui să fie prompt și tot ceea ce face să facă repede, să facă cu tragere de inimă, să facă cu pasiune. Și Domnul surprinde elementul acesta în viața lui. 2. Hristos vede politețea lui. Acest tânăr a venit la Domnul și a îngenunchiat.
un bărbat bogat și educat îngenunchează în fața unui fiu de tâmplar, sărac. Se pare că tânărul din fața Domnului Iisus nu a fost doar un tânăr bărbat harnic, hotărât, pasionat de tot ceea ce face, ci a fost și un tânăr educat, bine crescut și manierat. El se adresează Domnului cu apelativul învățătorule și pe măsura apelativului, el, prin limbajul non-verbal, prin gestul lui fizic, îngenunchind, repetă învățătorule, rabbi, master. El se adresează Domnului într-o manieră foarte politicoasă, ceea ce trădează educația primită în familie nu doar în aspectul profesional și nu doar în aspectele profesional și intelectual, ci și în maniere, în bună creștere. El se prezintă ca un băiat hotărât și foarte manierat, face o impresie bună, este un tânăr bine crescut. În general, umilința nu este una dintre trăsăturile de bază ale oamenilor tineri și nici ale oamenilor bogați. Și totuși, acest tânăr se pare că în contextul familiei lui a deprins disciplina pentru muncă și bunele maniere, politețea. În al treilea rând, surprindem faptul că Domnul Iisus Hristos a văzut și faptul că El a venit în ultima clipă. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om. Se pare că în peisajul calităților etalate până în prezent, se descoperă primul defect. Cel mai probabil, tânărul acesta din fața Domnului Iisus Hristos este omul ultimei clipe, al ultimei ocazii. Este omul amânărilor repetate. Uneori, în anturajele noastre, la școală, la lucru sau în biserică, poate chiar în familie, descoperim oameni care au pasiune pentru slujbele divine, care sunt un aspect religios. Au pasiune pentru caritate, pentru acte de facere de bine, pentru că sunt niște oameni miloși. Dar atunci când este vorba să moară în mod personal față de păcatele care îi domină și să-L cheme pe Iisus să trăiască în ei și să triumfe neprihănirea în ei, să poarte chipul Domnului în el, dezvoltând maturitate spirituală și un caracter hristic, oamenii aceștia întârzie și sunt ultimii veniți. Sunt oameni care întotdeauna fac lucrurile urcându-se din mers în trenul care pleacă. Așteaptă, stau nepăsători, fac altceva și când trenul sună și pleacă, atunci se grăbesc și transpirând, sar și ei pe ultima scară riscând să rămână fără un picior sau fără amândouă tăiați de roțile trenului. Se prea poate că tânărul acesta a fost omul ultimei clipe. Asta trădează un aspect al temperamentului lui, dincolo de cele două elemente de caracter pozitive pe care le-am surprins mai devreme, probabil ca o influență a sistemului de educație din familia lui. Al patrulea lucru pe care vreau să-l surprind din text este faptul că Domnul Iisus corectează înțelegerea greșită despre Dumnezeu pe care tânărul acesta o are. Domnul îl întreabă dojenitor, pedagogic pe tânăr și îi spune: ascultă-mă, de ce ți-ai permis să-mi spui mie bun? Tu până la vârsta asta n-ai fost învățat că unul singur este bun și acesta este Dumnezeu? De ce iei tu slava lui Dumnezeu și vrei să o împarți cu mine? De ce nu ești cinstit cu Dumnezeu, dându-i ceea ce merită? Dumnezeu este singura persoană bună de pe pământ. Diferența înțelegerii caracterului lui Dumnezeu între Hristos și tânărul din fața sa este evidentă. Hristos îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind unic și singurul să primească închinarea. Noi abordăm o atitudine tolerantă și imbibată de sociologie, încercând să-i periem pe oameni și să le vorbim frumos, uneori atribuindu-le lucruri care le aparțin lui Dumnezeu și părându-ni se că suntem curtenitori și nici de cum blasfemiatori. Vă cer în această dimineață să vă gândiți la următorul lucru. Dacă datorăm taxele la guvern, le dăm. Și cei mai mulți dintre noi le dăm că n-avem încotro. Sau poate toți. Însă
atunci când este vorba să-i dăm Domnului ceea ce este al Lui, slava, gloria, cinstea și închinarea, nu ar trebui să facem lucrul acesta doar dacă suntem constrânși, pentru că Dumnezeu nu constrânge pe nimeni. Principiul iubirii relaționează între Dumnezeu și oameni, nici de cum constrângerea. Este adevărat că Dumnezeu pedepsește pe oamenii din împărăție, pe copiii Săi, atunci când ei nu se judecă singuri ca să nu fie judecați, îi judecă Dumnezeu prin pedeapsă, prin suferințe și dureri. Și aceasta ca să le deschidă ochii asupra drumului greșit pe care au apucat-o. Dar în general, Dumnezeu nu se simte bine să fie urmat pentru că oamenii care îl urmează n-au încotro. Dumnezeu, ca și fiecare dintre noi, se bucură atunci când este iubit din iubire, nu din constrângere. Al cincilea lucru, al cincilea aspect pe care vreau să-l prezint din text, este faptul că Domnul corectează nu doar înțelegerea tânărului despre Dumnezeu, despre divinitate, ci corectează și înțelegerea lui greșită despre mântuire. Ce să fac să moștenesc viață veșnică? Această dilemă a lui descoperă neînțelegerea conceptului de mântuire care domina mintea lui. El nu știa ce trebuie să facă ca să moștenească viața veșnică. Faptul că este un tânăr foarte prompt cu ceea ce face în viață, adică hotărât, 5 e 5, 9 e 9, dacă trebuie să fie punctual și să se grăbească, nu e unul din ăla care îmbătrânește așteptându-l. E un om de caracter, e un om serios. Dacă e vorba să se adreseze, să vorbească cu cineva, domne, se adresează cu respect, are maniere, e curtenitor, e politicos, nu ți este rușine cu el. Dar când vine vorba despre lucrurile sfinte, nu are habar despre cel mai general concept al Bibliei, respectiv mântuirea. Asta vorbește nu doar despre el, ci și despre părinții lui care nu l-au învățat asta. L-au învățat să salute, l-au învățat să deschidă ușa și să poftească pe bătrâni, femei și domnișoare, dar nu l-au învățat cum să fie mântuit. Asta vorbește nu doar despre o lipsă a caracterului lui, asta vorbește despre o lipsă a educației părinților lui. L-au învățat să facă business. L-au învățat să fie politicos și curtenitor, să aibă maniere în relațiile cu oamenii, dar nu l-au învățat să cum să fie mântuit. Au, ce mare greșeală au făcut părinții ăștia. Foarte probabil că nici ei n-au fost, că este foarte greu, e foarte greu să vorbești cu cuiva cum să se vindece dacă nu ești medic. E foarte greu să vorbești cu cuiva cum să fie mântuit dacă tu nu știi cum să fii mântuit. Iată dar că oamenii ăștia au petrecut 20 de ani cu al lor copil, le-a plecat copilul de acasă și nu l-au învățat cum să fie mântuit. L-au învățat să meargă la școală, l-au învățat să facă facultăți, l-au învățat bunele maniere, dar nu l-au învățat cum să fie mântuit. Stimați părinți, înțelegeți ce vreau să spun? Sunteți sigur că nu sunteți în același tren cu părinții acestui tânăr? Cheltuim bani ca să ne medităm copiii la muzică, la matematică și la chimie. Și teologia se prezintă în studiile biblice din biserică gratis. Vreți să mă credeți că uneori tinerii nu vin și părinții nu-i trimit la biserică? Vreți să mă credeți? Știți cum văd eu lucrul acesta? Nu v-ar place să auziți. Ascultați-mă, dragii mei. Este important să ne educăm copiii. Nu important, deosebit de important. Este important copiii noștri să știe o țâră de muzică. Sau dacă se poate să înțeleagă muzica și mai bine. Este important să facă performanță în domeniul intelectual și să aibă meserii bine plătite, care vorbesc despre performanța, munca lor, dar și despre faptul că în spatele lor au fost niște părinți care i-au sponsorizat și i-au motivat. Dar ascultați-mă cu atenție, dacă nu vor fi mântuiți, vor merge în iad. Iadul e plin de ingineri, iadul e plin de muzicanți, iadul e plin de oameni realizați intelectual și profesional. Nu neglijați sufletul copiilor. Învățați-i cum să fie mântuiți. Nu neglijați muzica, meseria și școala, dar să nu puneți relația cu Dumnezeu pe locul doi, că este o greșeală teribilă. Să ajungi adult și să pui întrebarea ce să fac ca să fiu mântuit, asta vorbește nu doar despre caracterul copilului, ci și despre al părinților. Înțelegeți ce vreau să spun?
Observați, vă rog, că Domnul Iisus Hristos corectează ideea lui greșită despre mântuire, dar și confuzia din mintea lui, sau mai bine zis, confuzia din mintea lui și ideea lui greșită despre mântuire. De asemenea, Domnul Iisus Hristos, pentru a-l convinge de neputința meritelor în care el se încredea, adică în obținerea mântuirii, folosește chiar metoda pe care tânărul o folosește abordându-l pe Domnul. Și Domnul Iisus nu alege altă metodă, de aceea am intitulat predica mea Pedagogia Domnului Iisus. Domnul Iisus merge pe exemplul lui. El a oferit exemplu, meritele mele sunt suficiente, am păzit poruncile. Și Domnul Iisus merge chiar pe exemplul lui și folosește exemplul lui să-l învețe. Și îi spune următorul lucru: ești interesat să știi cum poți primi mântuirea? Păzește poruncile. Și atunci el, simțindu-se superior la capitolul acesta, se bucură că l-a prins pe dreptul și îi spune: pe toate l-am păzit din tinerețe, nu pe jumătate dintre ele, pe toate, nici nu există excepție. Le-am păzit pe toate din tinerețea mea, de când eram copil. Cum îți permiți tu tocmai acum să vii și să-mi spui să păzesc poruncile? Eu stau bine la capitolul acesta, eu sunt foarte meritos la capitolul acesta. Dacă îmi spuneai de altceva, mai vedem. Dar la capitolul păzirea poruncilor, te rog frumos. Am o întrebare, stimate tânăr: dacă așa stau lucrurile, de ce mai ai nevoie de mântuire dacă tot n-ai păcat? De ce mai ai nevoie de viață veșnică dacă n-ai încălcat niciodată nicio poruncă a lui Dumnezeu? De ce vrei să fii iertat dacă ai împlinit toate poruncile? Ce mai cauți aici? Ești într-un loc greșit. Numai cei bolnavi vin la spital, cei sănătoși doar îi vizitează pe bolnavi și probabil că medicii și staful medical e sănătos. Dar oamenii merg la spital că sunt bolnavi. Eu credeam că tu ai venit la Domnul Iisus că ai ceva porunci pe care n-ai putut să le împlinești. Dar dacă tu ești atât de grozav încât le-ai împlinit pe toate, ce rost mai are să fii interesat de mântuirea sufletului? Tu te-ai născut mântuit? Ce paradox! Uite, alba nu e neagră. Ultimul lucru pe care îl face Domnul Iisus, privind la tânărul acesta și iubindu-l, că Domnul iubește pe oamenii care îl caută, indiferent cum sunt ei, Domnul iubește pe ipocriții care îl caută, Domnul iubește pe păcătoșii care îl caută, pe oamenii mândri pe care îl caută, pe lacomii de bani pe care îl caută, Domnul iubește toate categoriile de oameni atunci când oamenii aceștia, în ciuda păcătoșeniei lor, își propun să-l caute pe Dumnezeu. Numărul 6, Hristos a corectat înțelegerea lui greșită despre bani. Domnul a văzut că omul acesta are mai multe probleme și cea mai mare dintre ele este idolul financiar din inima lui. Și Domnul continuă să lucreze pe exemplu propus de tânăr și îi oferă un test în domeniul unde el se credea superior, meritos, și îi spune următorul lucru: ai păzit toate poruncile? Să mai rămâne un singur lucru: vinde-ți averea, dă-o la săraci și vei avea o comoară în cer. Vinde-ți comoara de pe pământ pentru comoara din cer. Ești pregătit să faci schimbul? După ce faci schimbul acesta, vino la mine. Ia-ți crucea și urmează-mă. Tânărul a înțeles că este falimentar unde se credea campion. E mâhnit și pleacă întristat de tot, pentru că comoara de pe pământ era prea mare ca să fie dispus să o schimbe cu cea din cer, care părea prea mică. Se pare că în viața lui pe primul loc era pământul și apoi cerul, banii și apoi viața veșnică. În concluzie, aș vrea să spun câteva lucruri. Încercând să înțelegem intenția acestui tânăr, propun două motivații care sunt probabile explicații pentru alergarea lui să vină la Domnul așa de grăbit și de hotărât și să se prezinte atât de manierat și de politicos. Prima, ori a fost un tânăr mândru care a folosit ocazia publică să pună o întrebare pentru ca să aibă ocazia, contextul necesar să-și etaleze meritele religioase în fața publicului acela, adică a pus o întrebare la care tot el urma să răspundă. El știa că Domnul o să-l întrebe despre porunci și a anticipat că răspunsul lui în fața oamenilor, un răspuns public, și probabil mii și sute de oameni sau sute și mii de oameni îl vor auzi: eu le-am păzit pe toate din copilărie. El și-a creat ocazia de a face această afirmație.
Este o probabilitate. Cea de-a doua este următoarea. Ori a fost un tânăr lacom de bani, care a venit sincer la Domnul, nu din mândrie, și a dorit viața veșnică. Însă când a înțeles că trebuie să schimbe comoara de pe pământ cu comoara din cer, că trebuie să moară față de lăcomia de bani care îl domina, a spus, nu sunt dispus să fac schimbul. Prefer să păstrez banii de acum și să-i pierd pe cei din veșnicie. Prefer să rămân cu comoara de acum și să renunț la cea din veșnicie. Nu banii au fost problema acestui tânăr și dependența lui de ei. Nu banii au fost problema lui, ci faptul că ei, adică banii, erau idolul lui. Nu banii au fost problema lui, ci lăcomia lui pentru ei. Nu banii au fost problema, ci dovada că nu a putut să renunțe la ei. Domnul nu l-a vrut pe el sărac, l-a vrut eliberat de robia banilor. Domnul nu l-a vrut pe el cerșetor, ci l-a vrut sfânt și dependent de Hristos, nu de bani și posibilități financiare. Toți oamenii lacomi care vin la Domnul Iisus și nu sunt în stare să renunțe la iubirea de bani, nu la bani. Noi toți avem nevoie de bani și unii avem mai mult, alții mai puțin. După cum unii avem înălțimea mai mare, alții mai mică. După cum unii avem minte mai multă, alții mai puțină. Dumnezeu nu împarte nimic la fel oamenilor, ci împarte selectiv, în baza unor criterii pe care mie nu mi le-a spus, motiv pentru care nu știu să vi le spun. Dar Domnul dă daruri diferite oamenilor, inclusiv posibilități materiale și financiare. Însă tânărul acesta a știut un lucru, că fără bani e un nimeni în drum. Și a fost în stare să renunțe la cer, dar nu cumva să rămână fără bani și în concluzie un nimeni în drum. Și i-a spus Domnului următorul lucru, îmi pare rău că nu-mi dai mântuirea, dar să știi că dacă trebuie să o plătesc cu banii mei, nu am nevoie de ea. Și a plecat nemântuit. Asta încă o dată, în al doilea rând, trădează preocuparea lui excesivă pentru bani, lăcomia din inima lui pentru bani, dependența lui pentru bani, de care cu siguranță s-a molipsit tot în familie. Nu uitați că el era un tânăr bogat. Era copilul unor oameni care au strâns mulți bani. Privind la caracterul lui, dependență de bani, înțelegem că el a văzut asta la tata și la mama. Mă adresez unor oameni care al căror număr trec dincolo de prezența noastră fizică aici în adunare. Predicile astăzi sunt un boom public în lumea virtuală, prin intermediul internetului, și nici nu știi cine le ascultă, când și cum. Mulți, sau cei mai mulți, le ascultă în indirect, de-a lungul anilor, de aici înainte. Să ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Orice lucru care te oprește să te pocăiești, acela este un idol în inima dumitale. Și unul dintre cei mai proeminenți idoli ai vremii noastre, unde banii oferă sau conferă putere, autoritate și o presupusă notă de superioritate, sunt unii dintre cei mai mari idoli ai vremii noastre. Lăcomia de bani. Și Domnul într-un loc din Scriptură spune așa, feriți-vă de curvie și de lăcomia de bani. Vi se pare ciudat că două păcate care în lumea noastră, unui mare și unui mic, așa ne place nouă să le împărțim în mari și mici, în mod abuziv. Biblia nu le împarte în mari și mici, Biblia le prezintă la fel. Nu vi se pare ciudat că Domnul pune două păcate pe care noi le selectăm, unul mare și unul mic, prezentându-le la fel? Noi spunem, curvia e un păcat de moarte, dar lăcomia e obișnuită. Câți oameni au fost excluși dintr-o biserică evanghelică din cauza lăcomiei? Asta înseamnă că niciun lacom de avere n-a venit în 2000 de ani de istorie creștină la biserică. Sunteți siguri că e adevărat? Nu vreau să insist, aș vrea însă să vă spun un singur lucru. Dacă ne încredem în inima aceasta care e nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, să știți că primul lucru pe care îl vom urma vor fi banii, pentru că banii ne fac parte de multe lucruri frumoase din lumea asta. Dar dacă renunțăm la Domnul pentru bani, să știți că nu merităm altceva decât pământul și blestemul care îl sufocă și îl îmbibă. Vă chem în această dimineață, frate Lucian, sora Anca, pentru prințesa aceasta pe care ați primit-o de la Domnul Iisus, o fetiță sănătoasă, să vă gândiți la faptul că trebuie să-i prezentați un Dumnezeu care este suveran, trebuie să-i prezentați un concept de mântuire pe care îl predică Biblia, nu bunicii noștri și nici oamenii între două stații de tramvai când nu mai au ce vorbi și vorbesc despre Dumnezeu, și trebuie să-i prezentați un concept cinstit și obiectiv despre bani.
Banii sunt un bun de care avem nevoie pentru ca să ne cumpărăm lucrurile necesare. Ei nu sunt un Dumnezeu. Dumnezeu este unul singur. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Să fiți obiectivi și să vă învățați copiii legile Domnului, așa cum sunt prezentate în această carte. Tradiția ne permite să ne bălăcim în păcat și la sărbători să mergem la biserică, îmbrăcați frumos și închinându-ne la, când la una, când la alta. Închinarea aceea nu rezolvă problema blasfemiei și păcătoșeniei în care noi trăim dacă în fiecare zi trăim în păcat, iar într-o anumită zi mergem la biserică. Niciun soț n-ar fi fericit dacă soția lui în fiecare zi s-ar duce cu altcineva și într-o anumită zi ar fi cu el. Fiecare om din lumea aceasta preferă un tovarăș de viață care să fie al lui în fiecare zi, nu doar într-o zi. Mă adresez dumneavoastră care sunteți adulți și faceți în fiecare zi alegeri, alături de mine, ca și mine. Și vă cer în această dimineață să vă învățați copiii și nepoții din legile Domnului. Pentru că școala duminicală nu ne educă copiii și ne ajută pe noi să educăm. Biserica nu ne educă tinerii, ci ne ajută pe noi să educăm. Cine educă copiii sunt părinții. Iar dacă ei nu fac asta, să știți că copiii noștri rămân needucați. Și dacă adevărul acesta este greu de spus, asta nu înseamnă că el nu este adevăr. Frații mei, caracterul din inima unui copil este copilul. Caracterul din viața unui copil este copilul, este viitorul, este el. Dacă el nu are un caracter matur, construit de Scriptură, de valorile și poruncile lui Dumnezeu, atunci, mai devreme sau mai târziu, ne va face de rușine și pe noi, și pe el, și pe Dumnezeu. Lecția pe care o primim de aici este următoarea. Privind la atitudinile, la dialogul dintre Domnul Iisus și tânăr, putem să constatăm trei faze ale dialogului. 1. Afișarea. Tânărul intră într-o discuție cu Domnul Iisus și afișează meritele, presupusele lui merite. El a crezut cu siguranță că îl impresionează pe Domnul Iisus. El nici nu știa că în 5 minute o să plece trist, renunțând la mântuire și rămânând cu banii. 2. Confruntarea. Domnul Iisus este bun, dar nu-i slab. El îl confruntă pe băiatul acesta. Nu vă supărați pe mine că țin predici confruntative. Eu nu le țin pentru aroganța mea. Eu le țin pentru binele sufletelor tuturor oamenilor care ascultă predicile acestea. Că n-aveți nevoie să fiți speriați când veniți aici. Aveți nevoie să fiți confruntați. Că suntem slabi uneori. Fără să ne dăm seama, începem să urmăm lucruri care nu-s bune și apucăm pe drumuri greșite. Avem nevoie să fim confruntați, pentru că lucrul acesta ne ajută. Tatăl nu-i vrea răul copilului dacă îl confruntă și îi spune: hei, tinere, nu mergi pe un drum bun. Ori te schimbi, ori îți răsucesc urechea, că nu o să te lasă să te duci în iad. Și a treia fază este renunțarea, dar el nu renunță la lăcomia de bani după cum ar fi trebuit, murind față de ea, ci el renunță la Domnul și la mântuire, murind față de Domnul și față de mântuirea lui Dumnezeu. Frustrat de faptul că Mântuitorul îi cere să facă dovada interesului pentru viață veșnică renunțând la iubirea de bani, tânărul renunță la Domnul și pleacă nemântuit. E adevărat că a fost un copil educat, manierat, bine crescut, știa în ce parte este lingura și furculița, cuțitul și lingurița, știa ce trebuie să faci la masă când ajungi la ușă, ce faci când intri în mașină dacă ești cu soția, el știa toate lucrurile acestea. Pe pământ era un gentleman, dar în cer era absent. Pentru că el i-a spus lui Dumnezeu nu, dar lăcomiei de bani da. Aceasta este lecția acestui tânăr care vorbește despre copilăria lui și despre lipsa educației spirituale pe care n-a primit-o de la părinții lui. A avut prea multă încredere în el însuși, plin de merite și cu o părere prea înaltă despre sine, dar observăm că realizările de pe pământ l-au făcut să creadă că are realizări în cer. Așa sunt oamenii care au realizări pe pământ. Li se pare că vor avea realizări și în cer pentru simplu motiv că le au pe pământ. Atitudinea lui ne face să înțelegem că aceste prejudecăți au legătură cu perioada copilăriei, când influența părinților a cultivat în viața lui probabil mândria, probabil lăcomia, probabil ipocrizia. Închei spunându-vă, stimați părinți, copiii vor deveni în mare măsură ceea ce au văzut la părinții lor, iar defectele de caracter cresc odată cu ei, devenind din ce în ce mai evidente, și când ajung mari, defectele lor ajung mari. Când sunt mici, defectele lor sunt mici. Și ne scuzăm spunând, e copil, când o să se facă mare o să se schimbe.
Ascultați-mă, când se face mare doar crește, nu se schimbă. Ceea ce îl schimbă pe om nu este creșterea, este educația. Și nu să știți sigur că lucrul acesta este adevărat. Mă rog lui Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, maturitatea, interesul și disciplina. Să facem tot ce trebuie pentru copiii noștri. Pentru că atunci când noi vom fi bătrâni, iar ei adulți, să nu ne fie rușine să spunem acesta este copilul meu. Să-l vedem ca pe un om al lui Dumnezeu care citește Biblia, care nu e rușine să se roage chiar dacă trăiește într-o țară care a interzis rugăciunea și citirea Bibliei. Și ne ducem acasă spunând ca și Domnul, în clipa când ne vom pune mâinile pe piept, să spunem ultimile cuvinte pe care le-a spus Iisus. De fapt, nu chiar ultimile, ci printre ultimile. Tetelestai, adică misiune îndeplinită. Acum sunteți la începutul misiunii. Acum este ca o bucățică de pământ, moale, și dacă vreți să o faceți rotundă, o faceți rotundă. Dacă vreți să-i dați formă pătrată, o faceți pătrată. Când se va face mare, va spune, te rog frumos să mă lași în pace, că eu știu ce fac. Vă rog, educați-l până atunci, că atunci este prea târziu. Și pe dumneavoastră și pe noi toți, Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze și adunarea să spună amin.